O călătorie reușită nu se rezumă mereu la un hotel bun, o experiență plăcută sau prânzuri gustoase. Un studiu realizat de un ghid german al hotelurilor de lux arată că mulți turiști preferă să plece acasă cu suveniruri, de la halate de baie, perne, pixuri sau cosmetice până la cafetiere, televizoare sau saltele de pat. Toate au fost în 2023 atractive pentru unii turiști, așa că le-au pus în bagaj la plecarea acasă. Colega mea Irina Gologan ne oferă detalii. Bun găsit! Cu toate că studiul are în vedere hoteluri de 5 și 4 stele, care automat au oaspeți cu bugete peste medie, iată că și aici managerii se plâng de faptul că oamenii nu ezită să plece cu tot felul de lucruri în bagaje. Și începem cu top 6 obiecte pe care turiștii nu au putut să le lase acolo, nu au putut să se despartă de ele și pe care le-au luat acasă anul trecut. Pe primul loc sunt prosoapele. Aproape 80% dintre managerii intervievați s-au plâns de faptul că la check-out lipsesc. La mică distanță găsim halatele de baie, da? Deci din aceeași sferă. Dar iată că oamenii duc lipsă și de umerașe. Aproape jumătate dintre hoteluri trebuie să-și utileze dulapurile la o anumită perioadă de timp. Evident, din top nu puteau lipsi celebrele sticluțe de gel de duș, de șampon sau bateriile, probabil din telecomandă. Nu știi niciodată când rămâi fără baterie, nu? Vedem acum și obiectele mai puțin atractive pentru oaspeți, dar deloc de neglijat totuși. Conform studiului, în 2023 au fost turiști care au plecat cu becuri, televizoare, uscătoare de păr chiar, cu siguranță nu tipul acela prins în perete. Ce ne-a atras atenția este că unii oameni s-au gândit să fure salteaua patului de hotel. Știm cu toții că marile lanțuri investesc în confort, așa că de ce să nu ai un somn bun și la tine acasă? 6,6% dintre managerii intervievați s-au trezit cu patul gol. În același top mai găsim telefonul din cameră sau chiar veioza, care se potrivea poate în dormitorul de acasă. Vă spuneam că studiul a luat în calcul hotelurile de 5 și 4 stele. Ei bine, să știți că uneori stelele fac diferența. Conform datelor, există anumite obiecte pe care, în mod clar, turiștii le preferă de 5 stele. Iată obiectele de artă, de exemplu. Se vede în mod clar din studiu că cele din hotelurile de 4 stele nu au atras o atenție prea mare. 9,7% față de 41,5%. Și tabletele de la 5 stele le-au făcut cu ochiul mai mult celor puși pe strâns suveniruri. Iată, 33% dintre manageri s-au trezit fără ele. Da. Și păturile sau pernele din hotelurile de 5 stele au fost mai dorite sau, atenție, aparatele de făcut cafea. Încheiem cu alte exemple mai mult decât ciudate. Potrivit Wellness Heaven, oaspeții au reușit să fure obiecte precum capete de duș, capace de toaletă și chiar chiuvete întregi. La un hotel din Anglia, un oaspete a furat numărul de pe ușa camerei, în timp ce un turist a furat băncile din lemn de la o saună unui hotel din Austria. Studiul a fost realizat după chestionarea a 1376 de manageri de hotel, majoritatea din Europa.